partenerii sunt tineri și dinamici și entuziaști, așa că sunt sigură că o să iasă niște lucruri frumoase. Fiecare universitate care este în proiect a venit împreună cu o trezire mică și mijlocie pentru partea aplicativă, partea practică a proiectului. Universitatea din Castellón a venit cu Heliotech din Spania, care este o companie specializată în panouri fotovoltaice. Au implementat-o ce se putea în zona Castellón și nu numai. Și s-au extins și în țări unde sursele regenerabile, eu știu, sunt mai puțin exploatate, unde tehnologiile care au pătruns sunt, să zic, mai puțin cunoscute, în El Salvador și Algeria. Al doilea partener, desigur, foarte important, dar fiindcă doar să vă aflați aici, este Universitatea Vasile din Bacău. Ne lăudăm și noi că avem experiență în proiectele pe surse regenerabile. Suntem la 4 proiect de acest tip. Și așa, ca să ne lăudăm un pic, în cadrul ultimului proiect pe care l-am avut, s-a realizat un tap de acuție, instalații electrice, sisteme de automatizare. Și ceea ce ne-a făcut să îi dorim foarte tare ca parteneri este faptul că asigură mentenanța la parcul de eoliene de la Butcan, care a fost finalizat în 2012, cu având o capacitate instalată de 24 de megawați. Cea de-a treia țară și următorul partener, următoarea universitate, este Universitatea Károly Robert din Gyöngyösi, din Ungaria. Tot și cu acești colegi am mai lucrat încă în două proiecte, deci ne cunoaștem destul de bine, am putea spune că echipa este sudată, au experiență în ceea ce înseamnă proiectele europene și iar referitor la sursele regenerabile, au experiență în special pe biomasă, dintr-o zonă, mă rog, bine aspectată din acest punct de vedere, deci cu mai multe păduri, să zic, și cu exploatări. Partener din domeniul IMM-urilor pentru Universitatea Károly Robert este Geolin. Este interesant și cred că ar fi poate și pentru noi o sugestie. Geolin este o companie spin-off. Membrii acestei companii sunt profesori de la universitate și sunt totdeauna specializați în, deci lucrează pe consultanță, pe dezvoltare rurală, pe surse regenerabile, axându-se cel mai mult, desigur, pe biomasă. Cam aceștia ar fi partenerii. Proiectul acesta a fost generat de un proiect anterior pe care, în care a fost tot așa, toate cele trei universități. A fost un proiect pe programul Erasmus intensiv și a fost un proiect care a durat mai puțin, dar ne-a permis să ne cunoaștem și să vedem cum lucrăm împreună. Proiectul se numea IT Forest și a constat în special în deplasarea 8 studenți în Castellón și timp de 2 săptămâni au lucrat și au analizat niște cazuri concrete de implementare a biomasei, ca și sursă regenerată, a fost pe biomasă. Lucrurile sunt, ca și în prieteniile care le legăm, să zic așa, în particular, și în proiecte, e bine să lucrezi cu persoane care te înțelege și compatibil și pe care te pot baza. Așa că s-a creat consorțiul nostru și am dat drumul la următorul proiect. Obiectivul principal, de altfel, este sugerat de titlu al proiectului IN2RURAL, constă promovarea unor practici inovative în sectorul, pentru training în sectorul energiilor regenerabile, scopul fiind creșterea angajabilității studenților pe această ramură în zonele rurale din România, din Bacău pentru România, Castellón, Spania și Gyöngyösi, Ungaria. Fac o mică paranteză. O să vedeți că problemele sunt la fel ca peste tot, adică toată lumea e de acord că zonele rurale au un potențial în ceea ce privește energia regenerabilă. Asta este un punct comun tuturor celor trei țări care sunt parteneri în proiect și peste tot, deci în toate cele trei țări, se remarcă o îmbătrânire a populației din mediul rural. Peste tot este tendința de a se pleca în alte zone cu nivel, eu știu, de trai mai bun. Obiectivele specifice ale proiectului ar fi creșterea aplicabilității proceselor de învățare prin consolidarea relației dintre universități și IMM-uri. Deci se dorește o legătură mai bună între partea academică și partea practică concretă. Ne plângem câteodată că există o fractură între cele două laturi. Identificarea și îmbunătățirea competențelor cheie pentru inserția profesională în acest sector.
introducerea unor metode educaționale noi, întărirea gradului de internaționalizare, se lucrează oricum la nivel internațional, proceduri de management de proiect și durabilitatea organizațiilor, promovarea participării active a grupurilor defavorizate geografic, îmbunătățirea pregătirii studenților pentru lumea profesională.